Vânzările de autoturisme ecologice noi aproape că s-au dublat în luna ianuarie din 2022 față de același interval din anul precedent, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme. Nu același lucru se poate spune și despre numărul stațiilor de încărcare, unde încă se stă la coadă. Iar experții atrag atenția că cererea mare de curent poate pune în dificultate și rețeaua de energie nepregătită pentru o asemenea creștere. Aproape 20% dintre mașinile cumpărate luna trecută în România sunt electrice sau hibride. Numărul este dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Autoturismele full hibride sunt pe primul loc, cu o creștere de peste 27%. Au urmat electricele și apoi cele hibride plug-in, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme din România. Am observat în ultimii ani o tendință foarte mare a clienților către aceste mașini electrice. Sunt cereri, oamenii sunt din ce în ce mai interesați de ele, le testează. Dacă sunt mașini în stoc, se pot livra și în 5 zile, dacă nu, sunt mașini care se fabrică în 2 luni, 4 luni, 6 luni. Nu la fel de repede se dezvoltă și infrastructura necesară autovehiculelor electrice. Sunt peste 500 de unități de încărcare în toată România, iar proprietarii își fac calcule atunci când pornesc la drum. În Buzău, de pildă, șoferii se programează pentru încărcare sau vânează un loc liber la cele 9 stații. Dacă am plecat până la București, am avea o stație de încărcare la jumătatea autostrăzii. Practic, la o stație de încărcare din oraș, putem să încărcăm mașina 80% în 90 de minute. La momentul acesta are 74% din cei 100%, deci are o autonomie de 387 de kilometri. Atât se mai poate face cu mașina, cu tot ceea ce este deschis la momentul ăsta, aer condiționat, căldură și cu greutatea pe care o avem în mașină. Ritmul actual de adoptare a vehiculelor electrice este atât de rapid în toată Europa, încât experții anunță că infrastructura actuală nu va face față dacă nu este modernizată. Pe de o parte, această creștere rapidă și imprevizibilă a cererii de încărcare poate cauza probleme rețelelor electrice, în special din perspectiva fluctuațiilor de tensiune și chiar a întreruperilor în alimentare cu energie electrică. Și de aceea operatorii de distribuție pentru perioada următoare, pe termen mediu, ar trebui să fie atenți la modul în care structurează programele de investiții. Raportul realizat de Ernst & Young, o companie de consultanță globală, previzionează o creștere masivă a numărului de vehicule electrice de la aproximativ 5 milioane de autoturisme acum la 130 de milioane până în 2035. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.